Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ce înseamnă dansul indian? Exact ca un fulg de nea între mii de orhidee, o stea între mii de diamante și o picătură de apă într-un lac nemărginit. Acest înseamnă iubire și namaste. Mă numesc Kelemen Tiberiu. Ce look interesant! De unde până unde? Este un costum indian din statul Punjab. Un costum foarte super pentru dansuri indiene, primit de la Ambasada Indiei de la București. Costumul mă reprezintă și îmi place ceea ce fac. Și totdeauna pe scenă dau tot ce e mai bun ca lumea să înțeleagă ce înseamnă dansul indian. De unde ai prins gustul Bollywood-ului, ca să spun poate așa? În altă viață am fost hindus, indian. M-am regăsit. Poate m-am reîncarnat. Tot ce e posibil. Da. Nu excludem nicio variantă. Eu am luat din influențele hinduse și din mâncarea indiană, de exemplu la curry, care eu folosesc foarte mult. De exemplu, la omletă am ia travancore. Dar mâncarea indiană nu am gătit niciodată. Eu am o trupă de dansuri indiene și am dat numele de la trupa mea de dansuri indiene, Travancore. Este ceva deosebit. Omletă jumate română, jumate hindi. Multă lume și din România și din străinătate le-a plăcut foarte, foarte mult omleta și am zis, de azi înainte va rămâne și vreau să vin la acest concurs cu omleta Travancore. Mai cânt, mai dansez în vioi, par mișcări, vedea în dans și... îmi place ceea ce fac și pun suflet și în dans și în mâncare. Eu zic că da, o să impresionez. Omletă creată de mine este ceva mai aparte față de multe alte omlete. În omletă pun sare, piper, curry, ciuperci, parmigiano reggiano și altele. Cât timp putem redirecționa atenția către omleta lui Tiberiu? O să fac dragostea din inimă pentru bucătărie. Dintr-un semn indian. După care iei omleta, o pui pe o farfurie mai deosebită, pui toate ingredientele pe lângă ea, rucola, germeni de praz și mai multe. Vă mulțumesc pentru că am participat la emisiune și salut șefii în limba hindi, namaste. Mi-aș dori să merg cât de departe și să le placă foarte mult. Cu inima deschisă, vreau cât mai sus și cât mai mult să zic că da, într-adevăr, ai pus suflet în ceea ce faci, ceea ce faci și într-adevăr meriți. Trebuie să scanăm. Anul viitor pentru mine o să fie mult fine dining. Mult fine dining. Hai să vedem. Da, chiar. Ora, ai zis că fine dining-ul e în cădere. Aici avem un câmp plin de iarbă. Și în câmpul ăsta era o găină. Unde și-o vezi tu găina? Un ou. Unde vezi tu găina? Și a venit și purcelul. Și a venit și purcelul și pe dreapta. Și a lăsat un picior acolo. Și au fost și în grădină și au cules numai microgreen. A crescut în grădină. Nu deci, sunt microgreen. Nu sunt microgreen, vlăstari. Sunt paie. Asta e fânul. Asta e fânul? Eu cred că îmi fac și o salată aici. O pus rucola. Rucola, a? Da, da, da. Păpădie. Da. Păpădie. Deci ăsta e ouă, trebuie să-l punem asta aici. Asta e o omletă, nu, o fritată. Vezi că avem și fine dining, da? Uite. Eu deja am făcut un cuib aici. Hai să facem și noi aici ceva... Uitați-vă la Ștefan, uite, cum s-a schimbat, domnilor, mai vă dați seama? Deja s-a schimbat. Vă dați seama cum s-a schimbat persoana asta în gâmini la stânga mea? A văzut parfurii lui, uite. De cum sunt de minimaliste, ce, am putut tot să strâng pasiunea asta mea, tu ne umpli inima. Nu știu că dacă vine de la tine pasiunea. Ne umpli inima mea. Și ce ai făcut acolo, Ștefan, explică-ne. Vreau să fac o mică prezentare cu aceste paie, să reprezintă un cuib. Eu v-am spus? Nu stați bine unul lângă altul. Ștefan, dar de ce l-ai copiat pe Richard? Nu l-am copiat pe nimic, am doar folosit aceasta. Nu l-a copiat, aceasta. O copiat și cu nu zici că a copiat.
Dar cu ce? Zi-mi nu ceva. Nu trebuie să fii jignit dacă e inspirație de la un mentor. Dar, dar nu ești tu mentorul meu. Da. Ei, să stai că un mentor a avut. Te-ai trezit acum, ți-ai revenit. Dar de ce nu e mentorul tău? Că e mai tânăr sau de ce? Richard este protagonistul farfurilor minimaliste. El, dintre noi patru, are voie să facă și era voie, acele sau ce? Farfurii din atât. Deci stai un pic, dacă eu fac farfurii minimaliste, înseamnă că l-am copiat pe Richard? Exact, sau tu ai spus-o. Exact, tu ai spus-o. N-am spus eu așa. Gata. Și el aude. Încerc să înțeleg eu ce poveste să fac. Cum o să fie interesant? Dacă voi nu ați înțeles, încerc eu să vă transpun aici exact ce a vrut să facă. Eu zic că a vrut să facă mai mult o fritată aici, nu este, asta nu e omletă. E fritată, sigur, la 100%. Nu a vrut în viața lui să ne zică ce pune acolo. Da, cred că a vrut să ne spună despre transhumanța oului de la găină la fritată. Da, dacă s-a născut prima ou sau găină. Găină. Nu, fritata asta, nebunie. Cred că da, e un băiat tânăr, 22-23 de ani. Sufletul tânăr. Singurul lucru pe care știe să-l fac. Crezi tu? Da. Eu zic că știe mai mult. Carnare. Tu știi ce înseamnă omletă, Ștefan? Omlete, când omletă cu de toate. Omletă cu de toate. Bavoza, bavoza. Omletă franțuzescă, acea. Nu începe. Ce e bavoza? Bavoza e moale, bavoza. Soft. Ce e bavoza? E, cremoasă, aia e omletă. Dar nu e omletă franțuzescă, să faci din aia omletă franțuzescă. E omletă bavoza, asta nu e bavoză. Bavosa? Bavosa. Ce înseamnă cremoasă? Dacă vrei un risotto cremos, să nu-i spui că e un risotto baboză. Eu făceam omletă... Și atunci zic, ce înseamnă exact baboză asta? Nu, cremoasă, baboză, că înăuntru... E moale, e... Bucătăria este un gest de iubire. Poți să o interpretezi sau nu? Mi-a n-ai scris gestul de iubire. Bucătăria e un gest de iubire. Te scrie aici, non c'è evoluzione senza tradizione. Te scrie. Nu este evoluție fără tradiție. Perfect. Gata, asta este. Asta este sloganul de... se creează zilnic. Sloganul de din sezonul dar ăsta. Dar nu sunteți și voi curioși să vedem cine a venit la șef la cuțite? Ba da, cine a avut acest curaj, această putere, această inimă de leu să vină cu... Cum vreți voi să ziceți? Omletă, fritata... Nu se admite, este inadmisibil. Bă, și dacă eu voi admite dacă de dai data puțin, dacă tu dacă dai puțin, eu admit. Eu vă stăvălesc. Voi nu admite, dar eu admit. Ia să văd, ia. Ia să văd. Bună seara, bună seara. Namaste, vă salut în limba hindi. Namaste. Namaste. Bine v-am găsit. Namaste, Doamne ajută. Sunteți român? Da. Sunt din Sibiu, am 51 de ani și mă numesc Clement Tiberiu. Și ce este cu costumația asta, cu portul ăsta? Sunt maestru coreograf de dansuri indiene la Sibiu. Da. Sunteți coreograf și știți și indiană? Puțin, dar deci și un înțeleg. Artist. Da. Povestiți-ne puțin de unde pasiunea asta pentru dansurile indiene. De mic copil, de la vârsta de 15 ani. Ce ați văzut? Vagabondul, ce ați văzut? Nu, văzut... Lațul amintirilor, cum să nu știm? Eu îl știu. La vârsta ta, cum să nu știu? Sora mea cântă muzică indiană, este solistă de muzică indiană. Și când eram copii pe timpul Ceaușescu, am întâlnit-o pe cea mai mare solistă de muzică indiană din România, dacă știți, Narghita. Narghita, românca da, noastră. Și dânsa ne-a apreciat foarte mult, ne-a luat și a zis că de acum încolo ați ajuns la dansul original. Și sora mea a ajuns ca solistă de muzică indiană tot la originatea dansului și muzicii indiene. Eu știu melodia, Inchichidana, Inchichidana. Da, Inchichidana e din prietenii mei, Elefanți. A, din Vagabondul. Vagabondul, nu? Da. Păi de asta v-am întrebat. Dar voi dansați sau învățați? Dansăm. Dansează mai bine decât indienii, Tibi. Și de când faceți asta? De la 15 ani. Cerem la regie, dacă are un pic de muzică. Ne puteți arăta și nouă cum dansă așa indian? Chiar da, fiecare semn și fiecare gest în limba hindi reprezintă ceva. Asta e din Punjab. Asta e Punjab? Asta e o muzică din Punjab. Ne puteți arăta? Wow! Ia cum am stai așa? Frumos! Ai văzut? Hai și mai noi! Vrem, mai vrem! Și de-a doar asta este! Să-i găsi o muzică mai idone?
mai vrem. Mai vrem, e tare. Învățasem și noi. Da. Eu am învățat de asta. Vreau să vă arăt un pic câteva. Intră în lumea lui. Acesta reprezintă soarele în limba hindi. Așa, soarele. Așa? Așa. Și la apropiem soarele. Și acum. Soarele. Elefantul. Păi cum? Richard, ia-te până, du-te și tu acolo, Richard. Hai, hai, Richard! Vede, hai, Richard! Hai. Richard! Hai. Richard! Hai. Richard! Hai. Richard! Așa! Asta tot. Vezi că și el are ceva de indian în el. Ai mișto asta. Hai, Richard! Expresia, vețe! Bravo! Are și el ceva de indian în el. Ai văzut ce mișcărare? Are. Ești bine, Steluță? Nu. Vitamine. Așa repede o găsești. Palatul este, bă, ești amețit. Stai, relaxează-te. Stai jos, stai aici jos. Băi, Steluță, ai doar 20 ceva de ani, așa repede o găsești. L-ai luat cam tare. Trebuia să le iei mai ușor, așa, ceva mai, un vals, un ceva, mai un blues, un ceva trebuia să-i pui. Cum mă mișc? Poți să învăț? Foarte bine, da. Poți să învăț? Da, da. M-a arătat semne că îmi place, e interesant. Pasărea. Ce este? Wow. Pasăre. Cum? Pasăre. A. Da. Da. Cum? Namaste este salutul indian. Așa. Așa. Asta este de templu. Dans de templu. Egiptean un pic, nu? Nu, de templu. Templu. Da. Este piesa Stăm și Vam Sundaram. Viața este o călătorie minunată și treci prin multe greutăți. Știți limba indiană? Puțin. Dar în India ați fost vreodată? Nu, și mi-aș dori. N-am și cum de n-ați ajuns niciodată? Că atâta pasiune pentru încă n-am ajuns. Această și cultură. Și aș vrea să ajung, da. Ăla e visul lui, să ajungă în India. De unde ați învățat? Ați studiat undeva despre India? Cum vă luați toate informațiile acestea? Că în India am studiat din filme. Deci pe timpul lui Ceaușescu nu aveai internet, nu aveai... Deci efectiv filmele indiene de la cinematograf. Atât am emoționat filmul Lanțul Amintirilor și de atunci am început să mă regăsesc pe mine prin dansul indian. Am simțit că am ceva deosebit aparte față de mulți oameni. Și atunci am încercat și am văzut că poate în altă lume aș fi fost hindus indian. Dansul indian pentru mine este o picătură de apă într-un lac nemărginit. Ceva deosebit aparte față de multe dansuri al lumii. Când dansez, îmi pun tot sufletul pentru public și ceea ce fac. Mereu vorbesc cu emoție și iubesc ceea ce fac și dansul și îmi pun suflet foarte mult în ceea ce fac. Și s-au mirat și indieni în zilele noastre, în Sibiu, au zis că nu le vine să creadă și că e o reîncarnare și le-am zis poate în altă lume a fost indian. În momentul în care ajung pe scenă, binecuvântez scena cu namaste, te apleci și salutul hindus namaste și atunci mă regăsesc în altă lume, adică îmi dă o putere, binecuvântez scena și publicul și atunci îmi dau drumul la dansul indian și simt că se transformă ceva frumos în inima mea și pentru public. Aduc India în România. Ce-i scorpionul ăsta aici în frunte? Nu, aici este semnul de la formația mea, Travancore, se numește Tu de la Travancore. Ce e Travancore? Dansator în limba hindi, dansator de mare renume. Noi am debutat cu Clubul CFR pe timpul Ceaușescu. Primele spectacole cu formația Albatros, după aceea cu toți artiștii ai României, de la doamna Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Oana Sârbu, doamna Dragolteanu Matetică, toți artiștii. Și am avut diferite turnee cu domnul Nicu Dragosin din Sibiu. Am avut lumea la picioare, am fost primiți și escortați cu toată miliția pe vremea aia, pe timpul lui Ceaușescu, și numai aplauze și laude, nu am cuvinte, extraordinar a fost. Și acum, am continuat mai departe și de atunci am ținut cu trupa până în zilele noastre acum. Și acum eu dansez cu o dansatoare de dans indian,
Am avut da un duet, ultimul spectacol, Naghina, limba hindi, se numește Dansul Șarpelui, Dansul Cobrei. Și am luat marele premiu de originalitate pe România la acest dans. Atâtea multe solicitări avem, nu facem față la cât ar vrea lumea să ne invite pentru dansul indian. E un cult, e ceva, e... În Sibiu acolo se naște ceva. Eu să ceri ceva ție, scuze-mă. Ți-aș cere o opiniune, cum o dat-o și celălalt concurenți, că așa au fost. Dar dacă ne-ai putea da și un semn, eu ar vrea să am semnul meu. Ia-ne pe rând așa, uite, hai să începem de la Ștefan, să ne caracterizeze așa și ne spui. Și semnul. Sunteți un om foarte sensibil și la un moment dat dur. Adică nu admiteți orice greșeală, orice, sunteți foarte exigent în ceea ce faceți. Da, mai ghidem semnul, și semnul. Ce semn? Kali, zeița morții, Kali. Și cum este? Zeița morții? Zeița morții. Cu mai multe cuțite, topoare, asta e. Asta sunt eu. Da. Zeița Kali. Dar nu înseamnă neapărat rău. Da, înseamnă putere. Da. Pe dumneavoastră v-aș numi Krishna. Krishna. Zeul muzicii. De ce? Pentru că sunteți un om echilibrat, mai... Cum să vă zic, eu nu sunt atât de dur. Semnul? Krishna, Krishna. Ah, deci așa. Deci Krishna, ok. Dumneavoastră... Mi-a luat râsul când m-ai zis mie. Ganesha, elefantul. Ganesha? Da. Eu sunt Ganesha. Da. Sunteți un om foarte echilibrat și bun la suflet. Da, se simte cumva oamenii, da. Și semnul elefantului care ar fi? Fildeșu, da? Trompa. Cu tromba. Trompa. Fildeșu, merianghe, ochi periculos, adică ochii. Ăsta e semnul, merianghe. Așa. Și codița. Oh, da, aveți ceva semne. Nu-mi place mai mult ăla cu tromba. Semne. Cu tromba. Cu tromba îmi place mai mult. Așa, da, ăla cu tromba. Așa. Extraordinar cum deci, leagă gesturile, da, mi se pare. Elefantul cu dinții? Nu, fildeșul. Fildeșul, da, așa. Fildeșul, trompa, trompa, codița și codița ochii. Codița și ochii. Da. Ok, și hai că mai avem pe cineva, mai, hai să ne oprim. Stai așa că eu trebuie să-mi notez. Shiva. Ce-i asta? Shiva este cum ar fi la noi în ortodoxie Dumnezeu sau Domnul Iisus. Oh. Băi, nu știu cum a nimerit. Continuați, vă rog, chiar îmi place ce aud. Vă rog, poftiți. Shiva, la ei așa-l numesc ei, zeua tuturor hindușilor. Bunătate, de exemplu, cum este în piesa Sătăm și Vam Sundaram. Tradus înseamnă Dumnezeu este bunătate, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este dragoste, este totul puternic. Deci nu se putea caracterizare mai bună. Nu se putea. Și semnul? Ăsta e. Fără atâta la el? Așa puțin? E foarte simplu. Și prea mai simplu. Este și ăsta. Aole. Adică... Tot ok. Tot ok, cam așa. La cine ați vrea în echipa? Orlando, bucătarul de aur. Mai stăm un pic? Știți cu siguranță că ceea ce ați gătit aici este o omletă, nu? Omleta a vrut să fie. Omleta inventată chiar de mine. Inventată chiar de dumneavoastră? De mine, da. De ce ați ales preparatul acesta? Pentru că am ales această omletă a trupei mele, Travancore, și jumate am zis, dar... iau India și o aduc în România și iau România și o duc în India. Are ceva indian în ea? Curry am pus. Eu am creat asta, ce mi-ați făcut aici. Mi-a plăcut așa ideea asta de un coșuleț, aici un coșuleț, de fapt, nu, un cuib. Și... aici suntem la un concurs de bucătărie. Da. Tot e frumos, tot e funny, până la momentul de da, atrage sus cloșurile. Dar dansați foarte bine. Iar foarte bine dansați. Mulțumim pentru dans. Da. Să nu fiți dezamăgit acum. Deloc nu sunt dezamăgit. Chiar dacă n-am reușit, nu sunt supărat nici dezamăgit. E o experiență de viață, nu? Și merg înainte, nu mă las. Hai, așa era, nu? Așa e. Tu ce aveți să... A, tu ești deja prea mult, eu cu trompa. Nu, așa. 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 Și după aia așa. După aceea cu trompa așa. Trompa aha. Era legată. Băi, avea, oricum, e prea complex. Da. Rechito, dar știi... Șef la cuțite.
cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!